Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Urmărim pentru început cele mai importante titluri ale ediției. Vremea schimbă foaia. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că pentru perioada 2 iulie ora 10, 3 iulie ora 10 vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Ne aflăm în plin sezon de înțepătură ale insectelor. La camerele de gardă ale spitalelor, în secțiile de boli infecțioase, se prezintă tot mai multe cazuri de acest fel. Adresabilitatea este însă mai mare în cazul înțepăturilor de căpușă. Medicii le recomandă pacienților să nu scoată singuri acasă insecta. A apărut o nouă ediție a broșurii numită Pagina de Sănătate, realizată lunar de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. De data aceasta, cei interesați pot afla de la un specialist informații utile despre sănătatea mentală. Vremea schimbă foaia. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că pentru perioada 2 iulie ora 10, 3 iulie ora 10, vremea pune stăpânire pe aproape toată țara. Mai multe județe, printre care Prahova și Dâmbovița, sunt sub cod portocaliu. Buzău se află sub avertizare cod galben. Vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii. Potrivit meteorologilor, în perioada 2 iulie ora 10, 3 iulie ora 10 va fi instabilitatea atmosferică accentuată. Mai multe județe, printre care Prahova și Dâmbovița, sunt sub cod portocaliu. Vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală în general de 70-90 de km pe oră, descărcări electrice și grindină. Cetățenii sunt sfătuiți de către pompieri să curețe șanțurile și rigolele de scurgere pentru facilitarea evacuării normale a apei provenite din precipitații. În cazul creșterii debitelor pe anumite cursuri de apă, oamenii sunt sfătuiți să nu încerce să traverseze prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. În plus, trebuie sistate activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime. Perioada de înscriere a candidaților pentru posturile scoase la concurs în Poliția Română a fost prelungită până la data de 7 iulie. Înscrierile se fac online, fiind cuprinse și zilele nelucrătoare. Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile precum acțiuni speciale, protecția martorilor, combaterea criminalității organizate, criminalistică financiară, informare și relații publice sau investigarea criminalității. Perioada de înscriere a candidaților pentru posturile scoase la concurs în Poliția Română a fost prelungită cu două zile până la data de 7 iulie. Astfel, înscrierile se fac online până la data de 7 iulie, inclusiv în această perioadă fiind cuprinse și zilele nelucrătoare. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemai putând fi depuse documente. Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile precum acțiuni speciale, analiza informațiilor, arme, explozivi și substanțe periculoase, cabinet cazier judiciar, statistică și evidențe operative, cercetarea și prevenirea criminalității, combaterea criminalității organizate, cooperare polițienească internațională, criminalistică, financiar, investigații criminale, protecția animalelor, protecția martorilor, rutieră sau reținere și arestare preventivă. Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea concursului au rămas neschimbate. Ne aflăm în plin sezon de înțepături ale insectelor. La camerele de gardă ale spitalelor, în secțiile de boli infecțioase, se prezintă tot mai multe cazuri de acest fel. Adresabilitatea este însă mai mare în cazul înțepăturilor de căpușă. Medicii le recomandă pacienților să nu scoată singuri acasă insecta, pentru că riscă să se confrunte cu mai multe complicații. Mai ales că din 2010, în țara noastră, a crescut numărul pacienților care se confruntă cu simptome ale bolii Lyme. Pe măsură ce temperaturile cresc, iar zonele verzi sunt luate cu asalt de către oameni, apar mai mulți inamici care de multe ori se fac nevăzuți și așteaptă în tufișuri ori păduri. Este sezonul înțepăturilor de insecte, o adresabilitate foarte mare cu această problemă la camerele de gardă, de toate felurile, odată că este sezonul, dar și că pacienții sunt din ce în ce mai speriați datorită patologiei din ce în ce mai frecvente transmisă prin căpușe și prin alte insecte, dar și a faptului că trăim în secolul alergiei, în care reacțiile locale post-înțepătură de insectă sunt tot mai frecvente și de multe ori de amploare, astfel încât pacientul este speriat. Așa se face că ne aflăm încă într-o perioadă în care sunt înregistrate cele mai multe cazuri de mușcături de insecte și în special căpușe. Aceste mici creaturi preferă solul umbrit și umed, iar zonele cu iarbă, tufișuri și păduri devin locurile ideale pentru ele.
Dacă există un șancru de inoculare vizibil, cu siguranță a fost o înțepătură, dar nu se poate spune cu certitudine dacă a fost căpușă, deoarece căpușa de obicei rămâne prinsă. În momentul în care avem o căpușă prinsă, două lucruri sunt foarte importante: extragerea ei cât mai corectă și după momentul extragerii cât mai rapid să se administreze profilaxie. Extragerea ei, noi nu recomandăm să se facă la domiciliu. Noi considerăm că e bine să fie scoasă într-o cameră de gardă cu posibilități de chirurgie, cu instrumentar corespunzător, pentru că riscul de a se rupe și de a rămâne un rest la nivelul înțepăturii, la nivelul plăgii, o face mult mai greu de extras și injuria este mult mai mare. De aceea, de fiecare dată după ce este extrasă, trebuie să știe toată lumea că trebuie luată pentru copii o doză unică de amoxicilină ca profilaxie, iar copiii peste 12 ani și adulții primesc o doză unică de doxiciclină. Un fapt îngrijorător este că un procent mai mare de 17% dintre căpușe sunt infectate cu bacteria Borrelia, care provoacă boala Lyme, iar statisticile arată că această infecție este în creștere. Nu toate căpușele transmit agenții etiologice ai bolii Lyme. Sunt țări în care boala Lyme este foarte redusă și chiar metodologiile locale recomandă să nu se mai administreze profilaxie, dar din păcate la noi în țară este foarte multă boală Lyme în creștere, în permanență, din 2010, de când este sub supraveghere. De aceea noi recomandăm profilaxia de fiecare dată după ce se scoate o căpușă și trebuie să știm că la momentul la care se extrage căpușa nu există nicio analiză care să ne poată spune dacă căpușa a transmis ceva sau nu. Pentru cei care nu iau imediat profilaxie, o parte dintre ei dezvoltă la câteva zile sau săptămâni un eritem care, dacă depășește 5 cm și are un aspect tipic, mai pal în interior, ne duce cu gândul la eritem migrator, care ne aduce de obicei pacientul la camerele de gardă și care primește profilaxia ca pentru forma corespunzătoare de boală Lyme. Specialiștii ne recomandă că atunci când facem plimbări în natură, la iarbă verde, să purtăm îmbrăcăminte de culoare deschisă pentru a putea observa mai ușor căpușele. Este la fel de important să ne acoperim brațele și picioarele, să tragem șosetele peste pantaloni, iar încălțămintea să fie deschisă la culoare, fără orificii sau decupaje. Totodată nu trebuie să ignorăm faptul că este nevoie să folosim substanțe repelente, în mod special spray-uri împotriva căpușelor. A apărut o nouă ediție a broșurii numite Pagina de Sănătate, realizată lunar de Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. De data aceasta, cei interesați pot afla de la un specialist informații utile despre sănătatea mentală. Casa de Asigurări de Sănătate Prahova publică de anul acesta lunar o broșură cu diferite informații necesare celor care trec pragul instituției. În pagina de sănătate recent apărută este abordată tema sănătate mentală. Așa cum am obișnuit cetățenii, cărora le mulțumim pe această cale pentru feedback-ul pozitiv oferit legat de lansarea acestei broșuri de sănătate, continuăm seria cu un subiect sensibil legat de sănătatea mentală. Iată o preocupare din ce în ce mai mare a fiecărui individ, îndeosebi după perioada pandemiei COVID-19. Subiectele din broșură sunt alese în funcție de întrebările pe care le primesc de la oameni angajații casei de asigurări de sănătate. Mulți au fost curioși să afle cum pot ajuta o persoană care refuză să accepte că are o problemă care ține de sănătatea mentală. Ce trebuie făcut în momentul în care o astfel de persoană refuză categoric să meargă la un medic psiholog sau la un psihiatru? O astfel de persoană, în primul rând, este în pericol sau poate dezvolta un comportament periculos pentru ceilalți. Se recomandă a se apela la serviciile destinate situațiilor de criză pentru a li se oferi asistență imediată. Informațiile din broșură sunt oferite de un specialist din domeniu. În acest număr o avem ca invitat special pe doamna doctor Irina Minescu, managerul Spitalului de Psihiatrie Voila, care ne spune foarte frumos că diagnosticul psihiatric nu trebuie să mai definească viața nimănui în zilele noastre. Este doar o etapă care vine și care trece, sau dacă nu trece, este o stare cu care se poate trăi, cu care se poate lucra atâta timp cât persoana primește un tratament adecvat. Broșura poate fi citită online pe pagina de Facebook și pagina web a Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, dar și fizic la sediul instituției. Muzică.
Este sezonul porumbului fiert. La piața centrală din Ploiești se vinde cu 2 lei bucata. Metoda Loverboy încă face victime. Timp de 11 ani, o femeie din Dâmbovița a fost determinată de așa zisul iubit să practice prostituția. În plus, proxenetul ar fi procedat în mod similar în cazul altor două femei. În acest dosar, anchetatorii au făcut percheziții, cercetările fiind făcute pentru proxenetism. Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale sub coordonarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Târgoviște la 3 persoane, respectiv 2 bărbați și o femeie, în cadrul unui dosar de proxenetism. Din probatoriul administrat a rezultat că în perioada 2013-2024 un bărbat de 35 de ani ar fi determinat o femeie să practice prostituția prin simularea unei relații de iubire, fiind vorba despre metoda Loverboy. Totodată ar fi înlesnit activitatea infracțională, inclusiv prin însoțirea persoanei vătămate pe teritoriul mai multor state, precum Italia, Elveția, Spania sau Cehia. În plus, acesta ar fi procedat în mod similar în cazul altor două femei. De asemenea, un alt bărbat de 59 de ani și o femeie de 53 de ani ar fi obținut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituției de către cele trei femei. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 250.000 de euro. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de cazuri, urmând să fie dispuse măsurile prevăzute de lege. Chiar dacă suntem în plină sesiune a bacalaureatului, la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești au început înscrierile la concursul de admitere. Până își vor obține diplomele elevii din promoția curentă, își pot depune dosarele cei care au dat bacul în anii anteriori. La Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești au început înscrierile la concursul de admitere din data de 1 iulie. Elevii din promoția curentă însă susțin săptămâna aceasta probele scrise ale bacalaureatului, așa că ei își pot depune dosarele abia după ce obțin diplomele. Admiterea se face online. Admiterea în acest moment este pentru candidații care au absolvit examenul de bacalaureat în sesiunile din anii precedenți, deoarece cei din anul 2024 finalizează examenul de bacalaureat după contestații pe data de 12. Începând cu data de 15, aceștia se pot înscrie atât online cât și la sediul universității noastre până pe data de 23, ultima oră fiind ora 13 pe data de 23. Admiterea la UPG se face pe baza medii de bacalaureat. Sunt disponibile anul acesta 1000 de locuri finanțate de la buget. Pentru cei care vor să se familiarizeze cu platforma noastră de admitere, își pot face cont fără să finalizeze procesul de înscriere, își pot completa datele, urmând în momentul în care au diploma de bacalaureat să încarce poză după această diplomă de bacalaureat. În cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești funcționează 5 facultăți, dintre care 3 sunt tehnice, una de litere și științe și una de științe economice. Taxa de înscriere la admitere este de 100 de lei pentru fiecare opțiune, asta în timp ce taxa de școlarizare este de 3.400 de lei pentru cei admiși pe locurile cu taxă. BSM Fest, ediția a patra, are loc în perioada 11-14 iulie 2024 pe domeniul Vilei Albatros din Buzău. Sunt delimitate zone de acces cu bilete în cadrul festivalului, dar și zonele accesibile persoanelor care vor să viziteze parcul. Cei mici vor avea zona lor de distracție. Autoritățile din Buzău promit 4 zile de poveste, se apropie BSM Fest. În perioada 11-14 iulie am pregătit cel mai tare BSM Fest din istoria BSM Festurilor. De ce? Pentru că avem 4 zile senzaționale. Acolo va fi intrarea principală în festival. Vor fi peste 40 de artiști prezenți care vor urca pe cele 4 scene care vor fi amenajate. Vor concerta printre alții Cargo, Irina Rime sau Chilafonic. Distracția nu va fi doar la scenă. Aici o să montăm main stage-ul, dar vorbim mai târziu. Du-te, Sabi, du-te! El nu știe, dar ne oprim un pic aici. De aici o să fie grădina de sport și o să ne ducem în spate. Cu techball, cu volleyball, cu... ce mai avem? Spikeball! Avem spikeball. Mai avem traseu de ninja ca la Exatlon. Ce mai avem? Zi aici! Mai avem combinație între badminton și tenis de picior. Și mai avem... frisbee. Frisbee. Hai să mai merge, că mai avem! Cu barca pe lac. Ironiană, fir cu acru. Facem pauză, revenim la backstage. Doamne, ce nebunie o să fie backstage! Fan zone, acolo ne vom bucura de hamaci. Iar accesul general
va fi făcut de aici încolo. Vor fi în cadrul festivalului amenajate Dumbrava Copiilor, care este destinată exclusiv minorilor de până în 14 ani, Bazar BZMO, Piață de Vechituri, Poiana de Carte, Grădina de Sport, Grădina Berii sau Zona Aleea cu Delicii și Capricii Culinare. BZM Fest se află la a patra ediție și se desfășoară în perioada 11-14 iulie în Buzău. Este sezonul porumbului fiert. La piața centrală din Ploiești se vinde cu 2 lei bucata. Comercianții spun însă că vânzările nu merg prea bine. Cei care cumpără iau câte puțin de poftă. Porumbul este considerat o sursă bogată de vitamine, minerale și fibre. Specialiștii spun că porumbul fiert ajută și la detoxifierea organismului. Piesarii se plâng însă că nu mai au vânzare ca în alți ani. Nu prea merge, da. Oare de ce? Păi e porumbul scump. Cât de scump? Păi e 2 lei bucata. Păi și de ce nu mai lăsați la preț? Păi nu mai lăsăm că a costat foarte mult sămânța și am investit foarte mult în sămânță și în... Aveți cultură specială pentru... Am cumpărat, da, nu e al meu. De la noi din țară produs sau de afară? Noi, da, de la noi din țară, din județul Dolj. Prost, foarte prost, față de acum un an e prost. Cu cât dați bucată? Păi 2 lei, 1 lei, 50, depinde cum te înțelegi cu clientul. Poftiți, doamna! De la, Buzău, Râmnicu Sărat. Da. Românesc. Poftiți? Românesc. E românesc, da, cu siguranță. Ăsta e porumb de 10 zile. Asta. Dar ăla întâi că am compromis să treaba. Dacă Dumnezeu vrea acum cu noi să plouă, să se facă, să face șală. Cei mai mulți clienți cumpără porumb cât să fiarbă o singură dată în această vară. Cum vi se pare prețul? Bun. Foarte bun. Na, cât muncește oamenii. Și pe seceta asta, bine că mai dă Dumnezeu puțină ploaie, că altfel, nu vedeți, e porumb frumos. Destul de scump, având în vedere că e producție românească, mi se pare destul de scump. E... Și vedeți că o să mai scad? Cred că da. Ați luat de acum? Ați luat deja? Am luat, ce să fac, dar asta e prețul în toată piața. De poftă? Pentru soție și pentru cea mică. E bun. Pentru vremurile astea și pentru vremea asta e ok. Ați luat mult? De o fiertură odată, nu chiar de toată ziua. În știulete se vinde medie cu 2 lei. Prețul mai coboară când porumbul nu prea mai este crud. Luni a avut loc tragerea la sorți a programului competițional pentru sezonul 2024-2025 din Superliga României. Petrolul Ploiești are primul meci chiar pe Ilieoană cu FC Buzău. A fost stabilit programul competițional al ediției 2024-2025 din Superliga. Pentru al treilea an consecutiv, FC Petrolul va lua startul în noul sezon pe teren propriu. Urmând ca la debut să o aibă ca adversară pe nou promovata Gloria Buzău. Meciurile primei etape se vor disputa în intervalul 13-15 iulie. Apoi prima deplasare a lupilor va fi la Dinamo. Cei care vor să achiziționeze un abonament o pot face atât online, dar și de la casa de bilete a stadionului Ilieoană, ceva va fi deschisă în această săptămână după următorul program, vineri și sâmbătă, între orele 12 și 20. Sportivii secției de atletism a CSM Ploiești au participat recent la finala campionatului național de seniori, desfășurată pe Cluj Arena. Aici ei au reușit să obțină 2 titluri de vicecampioni naționali și o medalie de bronz. La finala campionatului național de senior, Cristian Roiban a devenit vicecampion la 100 de metri plat. În aceeași probă, Petre Rezmiveș a venit al patrulea. Tot cu titlul de vicecampioană s-a încununat și ștafeta de 4 ori 100 de metri. Cea de-a treia medalie a fost cucerită pentru CSM Ploiești de tânărul Alexandru Vochin, cel care, deși este încă junior, a obținut bronzul în proba de 400 de metri plat. Alexandru va reprezenta România la 2 competiții importante din luna august, campionatul Balcanic Under 20 din Turcia, care se va desfășura în perioada 3-4 august, și campionatul mondial Under 20 de la Lima din Peru, care se va desfășura în perioada 26-31 august. Sportiva secției de înnota CSM Ploiești, Alexandra Dosaru, a devenit în weekend vicecampioană națională în proba de 200 metri mixt.
Alexandra Dosaru a devenit în weekend vicecampioană națională în proba de 200 metri mixt cu prilejul campionatului național de not pentru copii 11 ani desfășurat în bazinul olimpic din Pitești. Acestei performanțe Alexandra i-a adăugat și un bronz în proba de 100 de metri liber. Sportiva de la CSM Ploiești a mai ocupat locul al 5-lea la 100 de metri spate și locul al 8-lea la 50 de metri fluture. Pentru secția de natație urmează o nouă săptămână cu emoții, Briana Păun numărându-se printre cei 24 de sportivi care au plecat în Lituania pentru a reprezenta România la campionatul european de not pentru juniori. Competiția se va desfășura în perioada 2-7 iulie, iar sportiva pregătită de Tamara Costache și Ciprian Toma va concura în trei probe, 400 de metri liberi, 800 de metri liberi și 1500 de metri liberi. Doamnelor și domnilor, știrile au ajuns la final. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi. Eu sunt Ioana Catană și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!